Salutare, astăzi vă prezentăm o rețetă de restaurant în condiții făcută în condiții casnice. Este o rețetă de orez cu ciuperci și cu parmezan. Așa, începem prin tocarea cepei. O tocăm în felul următor. În jumătate. După aia. O crestăm așa. Facem vreo 3-4 crestături. Atenție la degete. Și după aia începem de aici. Îi mai facem și așa, nu până la urmă, ca să ne rămână cotorul ăsta, să putem să ținem tot împreună, să iasă tocă ceapa tocată mai frumoasă, să zic așa. Să nu cadă ceapa, să nu da, să nu scadă, să nu cadă, să nu scadă, să nu cadă. Așa, și acum tocăm așa. Gata, până aici a fost, după aia tocăm și asta. Așa tocăm toată ceapa. Aveți și jumătate de kil de orez aici, l-am spălat un pic. Cu astea două vom merge la tigaie, la o cratiță și le vom sota împreună. Tigaie sau la cratiță? Sau la cratiță sau la tigaie. Aoleu, mă umflu plosul de la ceapă. Aoleu, ce jale! Ce jale! Așa, punem uleiul, ulei de măsline în cazul nostru. Așteptăm să se încălzească mai bine, trebuie încins bine uleiul. E nu chiar bine după aia. Nu, nimic, bine. Acum vin cu ceapa. Așa, spălim un pic ceapa. Adăugăm orezul. Îl călim și pe acesta și vom adăuga circa un pahar jumătate de vin. Vin alb. Și îl lăsăm așa să se călească în jur de 10 minute, maxim 10 minute. Și fiarb un pic în vinul acela care vă turna imediat. Nu-l vrem să fierbem acum complet. După aia îl vom lăsa să fiarbă în tigaie, la urmă, împreună cu ciupercile. Așa, apoi să adaug vinul. Un vin alb grecesc, superb, ca gust. Un gust super. Acum uleiul va absorbe acea aromă de vin, îi va da un gust superb, un super gust. Așa, vedeți că mai vrea acum niște vin, îi mai adaug un pahar. Perfect. Vedeți ce miros îmbietor aici. Am dat la o parte orezul, a absorbit rapid vinul, este tot așa, este îmbibat în vin, e superb. Acum vom pune boia dulce. Un pic de boia dulce. Un pic de curry. Stella îi place curry foarte mult și vrea să pun. Șefa mi-a ordonat, facem. Să vrea șefa. Așa, acum curcuma, turmeric. E același. Ăsta nu pică nimic, nu știu de ce. Aici
niște piper. Gata, l-am făcut de la italian, l-am dus la indian acum. Ce? Așa fac indienii orezul, picant. Acum, în perioada asta, e bine să folosim toate... Da, în perioada asta de gripe și tot felul de în general, coronavirus și toate din astea. Așa, l-amestecăm bine. Precizez încă o dată că l-am dat la o parte de pe foc, da? Ca să nu se lipească de cratiță. M-am negat de la aburul de vin. Așa. El este exact cum l-am vrut, a absorbit vinul, uitați ce minunat este. E ca și cum ar fi semi-fiert acum, pe jumătate, fiert pe jumătate. Al dente. Al dente. Așa, e gata. Acum mergem să pregătim ciupercele, să le tocăm, le dăm la tigaie, le sortăm. Continuăm. Acum vom tuca ciupercele pleurotus. Le tocăm așa julien. Hai, vedeți cum le-am tocat. Ideal ar fi fără codițele acestea, că sunt un pic mai tari. La pleurotus punem doar această parte. Fără cozi. Aici avem pregătită tigaia încinsă. Turnăm ulei de măsline. Îl lăsăm un pic să încingă. Vom adăuga circa 350 de grame de ciuperci, pleurotus. Poți folosi și altfel de ciuperci, nu neapărat. Da, și alte astfel de ciuperci. Nu, ne place, ne plac anume ciupercile pleurotus, că au un gust așa mai apropiat de carne. Mie mai ales. Așa. Adăugăm ciupercile. Adăugăm din belșug timbru. Timbru se potrivește foarte bine la ciuperci. Le dăm gust aparte. Oregano. Oregano. Eu zic grecește, origano. M-am obișnuit. Cu termenele astea. Da, n-am uitat limba română, dar n-am... Un pic așa, având... Am un pic de greacă în colțul gurii, așa. Acum vom adăuga o linguriță de sare. Punem o jumătate de linguriță de sare. E aproape o linguriță rasă, cam 5 grame de sare. 5 grame de sare. Le sotăm bine. Asta e apa care a lăsat-o ciupercile, dar nu contează, e foarte binevenită, se va evapora. Acum voi adăuga un pic de supă de pui, care am făcut ieri un pui, l-am fiert bine și acea supă vom adăuga aici. A prezentat-o la salam. A prezentat-o, da, la salamul de care l-am făcut ieri pe canal. L-a făcut Stella. După ce s-au sotat mai bine ciupercile, vom adăuga supa de pui. Supa. În cazul în care nu au supă, oamenii acasă, că nu fiecare are supa asta la dispoziție. Vom plătiți în restaurant, dar nu da, cam trebuie să facă, cum să spun. Dacă nu aveți, faceți o supă înainte, că vă va prinde bine la acest orez. Va ieși super. Puteți să o folosiți și la alte feluri de mâncare mai târziu. Acum adăugăm orezul. Și încă un pahar de supă pe deasupra, așa, să fiarbă bine. Și îl lăsăm să fiarbă în jur de 15 minute.
Am uitat să precizez că acest orez se numește risotto funghi. Orez cu ciuperci. Da? Adică vrei să zici italenesc cum îl gătesc? Da, noi l-am deviat un pic, că i-am pus mai multe condimente, că ne place nouă mai condimentat, dar normal e fără condimente. O lăsăm așa. Un pahar de supă. Perfect. Și îl lăsăm să fiarbă așa până scade supa. Până este absolută de orez. Acum vom toca mărunt niște pătrunjel pe care o vom adăuga la urmă. Atenție, pătrunjelul mereu îl tocați fără aceste codițe. Da? Doar prunzulițele. Alea le pentru ceai, pentru stelă. Da, alea punem la ceai. Mai facem ceai și din pătrunjel, iese gustos. Tocăm mărunt, mărunt. Gata, atât. Am uitat să precizez. Acest pătrunjel a ieșit așa mai umed. Eu l-am spălat înainte, noi ne-am grăbit. Normal e să spală o seară înainte, se pune șervețele de hârtie ca să absorbă bine apa, să rămână uscat și atunci se toacă. Dacă îl toci așa când este ud, se face așa ca parcă e o pastă. Nu rămâne în forma lui inițială, să fie tare așa. Cum să vă spun, da. Acum ai imbibat cu apă, de asta a ieșit așa. Acum adăugăm parmezanul. Țin să precizez că noi am mai adăugat că în jur de un pahar jumătate de zeamă de pui. Supă. De supă, da. Că uleiul ăsta orezul ăsta a absorbit mai multă zeamă. Noi am folosit un orez simplu, n-am folosit basmati, cum folosim și la restaurant, am folosit un orez simplu. Din cauza asta a absorbit mai multă lichid. Vă arătăm cum se poate găti în condiții casnice rețete care la restaurant costă și nu puțin. Da, și în condițiile de astăzi, cum restaurantele sunt închise, dacă vă e poftă de o rețetă, o facem acasă. Noi, în general, pe canal, eu vă prezint rețete care nu le gătește oricine. În general, sunt rețete de restaurant. Așa, mai punem mare majoritate, da, sunt rețete de restaurant. Eu acum filmez, de aia sunt aici lângă el, să nu credeți că stau ca o soacră, doar că i-am luat locul lui Radu un pic. Așa, mai adăugă niște parmezan. Asta se va topi, vă dau un gust bestial. Cât timp se lasă? Noi l-am ținut să fiarbă în jur de 15 minute. Da, cam un sfert de oră. Atâta precizez, dacă folosiți un orez simplu, îi puneți cam 3 pahare de supă să fiarbă, ca să-l puteți lăsa să fiarbă, că va absorbi tot lichidul. Uitați-l, este gata. Pătrunjelul? Acum adaug și pătrunjelul. Acum vom adăuga pătrunjelul. Asta e partea care o iubesc eu cel mai mult la sfârșit, culoarea asta care vine așa, verdele ăsta. Amestecăm. Focul puteți să-l ofriți în acest moment, deja nu mai necesită. El este gata, acum îl vom servi. Acum pregătim elementul de decor al orezului, de prezentare. Punem o picătură de ulei pe tigaia încinsă. Cu un șervețel întindem uniform uleiul, cu atenție să nu ne frigem la degete, nu ne ardem. Așa, și vom pune parmezan. Vom presăra parmezan. Uniform, cât se poate de uniform. Acesta se va transforma acum în chipsuri de parmezan pentru prezentare.
lăsa să se topească, în momentul când s-a topit, ușor, ușor îl scoate, îl dezipinde pe tigaie. Acum vom așeza orezul în farfurie. Mai cade și pe lângă. Se vede că servești, Cătălin. Eu îl arunc așa, na, ia, dar știi. Nu, de porți, zic, de cantitate. A. Eu vă dau mai puțin. Așa se servește la restaurant. Asta e aproximativ cantitatea. Eu vă dau mai puțin. Eu nu vă... Noi așa dăm la clienți porția. Eu știu cum dați voi. Așa, un pic de boia. În margine. Până că vedeți și așa. Aici adăugăm chipsurile de parmezan. Eu le-am făcut mai pentru noi așa, mai grosuțele la restaurant. Le vor face mai subțirele. Mai economic. Mai economic. Așa. Și așa arată orezul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și de această dată și vă așteptăm și data viitoare la alte rețete minunate din restaurant.